Bună și bine ne-am regăsit! Bună să vă fie inima! Numele meu este Adrian Cranta și în această întâlnire vom discuta despre un nou subiect, o nouă învățătură a Shaolinului, anume, când transformi haosul în ordine, apar cele 5 elemente. Haosul, uci, nemanifestatul, neconturatul, nemenitul, nu-l poți aborda direct. Dacă vrei acest lucru, vei fi distrus. Așa că, în practică, începem de la lumea celor 10.000 de lucruri la unul absolut. Odată ce ne fixăm în poziție și ne adunăm în noi, totul se structurează în 13 forțe, care prin respirație devin 8. Cufundându-ne în noi, ajungem la cele 5 elemente, cele 5 organe, Yin și Yang. Oamenii primesc cele 5 elemente pentru a se naște în această lume, pentru a se materializa. Astfel, corpul fizic este dominat de energia Qi. Dacă energia Qi este deficitară, atunci apar bolile. Dacă energia Qi este obstrucționată, iarăși apar bolile. Pentru a vindeca orice boală, mai întâi vindecă energia Qi. Haideți să începem să înțelegem această învățătură. Când transform haosul în ordine, apar cele 5 elemente. Ce este haosul? Haosul este ceea ce nu s-a manifestat încă. Haosul este ceva căruia nu i s-a dat o menire. Haosul este ceva ce nu a primit o adresă. Haosul este ceva ce există atâta timp cât scapă înțelegerii și căutărilor noastre. Neputând să ne conectăm cu el, încă nu poate fi stăpânit. Prin reglarea respirației și extinderea mincii în jurul trupului, avem o primă percepție de la cel manifestat la cel nemanifestat. Odată ce te-ai conectat prin adâncire și focusarea conștiinței și conștiinței, haosul capătă sens. Odată ce capătă sens, capătă adresă și intră treptat în starea de ordine. Haosul, uci, nu-l poți aborda direct. Dacă vrei acest lucru, vei fi distrus. A merge direct către înălțimea supremă sau Valea Supremă, înseamnă a rupe ordinea lucrurilor. Iar asta duce la dispariția ta,
De aceea este bine să înțelegem trecerea treptată de la un nivel la altul, fie că coborăm, fie că urcăm. A aborda direct lucrurile înseamnă a nu folosi răbdarea, înseamnă a neglija liniștea, a fi superficial. Înseamnă a nu te acomoda și a nu înțelege esența celor 64 de transformări. Indiferent cât de elastic este acel ceva, ce vrei să-l întinzi repede, acela se va rupe. A înțelege că timpul este copărtaș în această roată a schimbărilor înseamnă a putea să te servești de el, înseamnă a folosi cea mai puternică energie, timpul. Așa că, în practică, începem de la lumea celor 10.000 de lucruri la unul absolut. Oricât de important și de înalt ar fi idealul sau obiectivul tău, începe de la ceea ce poți face cu ușurință și mergi spre ceea ce numai timpul îți va da abilitatea de a face. Ori de câte ori întrerupi acea participare a ta și vrei să reiei, atunci când vrei să răiei, întoarce-te un pic mai înainte de momentul în care ai întrerupt, ca și grad de dificultate și conștiență. A începe de la ceva ușor nu este ceva poate măreț, dar este sigur. A rămâne mereu la ceva ușor nu este ceea ce tu ai nevoie cu adevărat ca să crești. A te depăși zilnic în câte ceva este cel mai bun progres. Și a face din aceasta un obicei poate să ducă la consolidarea unui destin. A înțelege că totul este ciclicitate, precum un val creat din spațiu și timp, înseamnă a înțelege cum să avansezi. Odată ce ne fixăm în poziție și ne adunăm în noi, totul se structurează în 13 forțe, care prin respirație devin 8, cufundându-ne ajungem la cele 5 elemente, cele 5 organe, yin și yang. Ce vrea să spun acest lucru? Matematica este cea mai înaltă expresie a ordinii fizice. Numerele sunt entități de sine stătătoare ce pot să creeze și să întrețină această realitate în care trăim. A înțelege ce este în spatele numerelor înseamnă a trece de la ce să faci la cum să faci și mai ales de ce să faci. A înțelege cartea schimbărilor înseamnă a înțelege filozofia matematicii spirituale. Totul este în schimbare. A înțelege trecerea de la haos la ordine înseamnă a înțelege cum nemanifestatul devine lumea celor 10.000 de lucruri.
oamenii primesc cele cinci elemente pentru a se naște, a se materializa în această lume. Astfel, corpul fizic este dominat de energia Qi. În această lume, noi existăm prin conectarea noastră la nivelul celor cinci simțuri cu planeta Pământ. Oamenii primesc energia celor cinci planete ale vieții în interiorul celor cinci organe. Organele sunt păstrătoarele sufletului, păstrătoarele energiei vieții. Câtă grijă avem de ele, atâta grijă vor avea ele de noi. Aceasta este alianța secretă a vieții. Qi-ul, așa cum îl cunoaștem, este cheia vieții în această lume a Mamei Pământ. Dincolo de el este informația. Materia, energia și informația sunt cele trei mari descoperiri ale umanității pentru a înțelege viața și ceea ce vrea ea de la noi. A ști ce vrei de la viață înseamnă a ști ce vrea ea de la noi. Acesta este primul pas. Dacă energia Qi este deficitară, atunci apar bolile. Adică, atunci când nu există curgerea energiei, există posibilitatea de a ne îmbolnăvi, pierzând acel echilibru dintre yin și yang. Când intervine dezechilibru între mișcare și nemișcare, apare oboseala. Prea multă mișcare sau prea mult stat duce la oboseală, ne pierdem vigoarea. Vigoarea vine din echilibrul dintre mișcare și nemișcare, dintre efort și odihnă. Când nu mai există suficientă energie în sistem, totul începe să curgă disarmonic. Nemai există în presiune de Qi, nu mai există dezvoltare. Nu mai putem să ne menținem sensul vieții, scopurile nu mai pot fi atinse. Apare plictiseala și degradarea, frustrarea și lena, dezordinea și dezorientarea. Stagnarea duce la moarte, entropia este cheia sănătății. Dacă energia Qi este obstrucționată, iarăși apar bolile. Noi suntem traversați de cinci tipuri de meridiane, cele trei de bază și cele două secundare. Cele de bază sunt meridianele principale, meridianele tendino-musculare și, bineînțeles, meridianele speciale sau minunate sau extraordinare. Celelalte două, aurice și cosmice, sunt un secret și un privilegiu acordat celor ce practică. A face să curgă Qi-ul prin ele înseamnă a întreține transformarea, a întreține viața, a întreține evoluția. Dacă nu există
presiune de împingere și nu există succiune de aducere, atunci totul intră în colaps. Deci, dacă nu există presiune de împingere, nu va exista succiune de aducere. Una din legile Universului presupune deschiderea și închiderea oricărei ființe vii sau nevii. Și aceasta funcționează ca un motor al vieții. Oriunde am privi în univers, această lege este evidentă, este la vedere, este observabilă și o putem experimenta. A o înțelege înseamnă a demara procesul de vindecare și evoluție. Pentru a vindeca orice boală, mai întâi vindecă energia Qi. Un Qi sănătos te vindecă, te întreține, te servește și te crește. Un Qi bolnav te secătuiește, te sabotează și te scade. De aceea, în prima fază, trebuie vindecat Qi-ul, adică trebuie curățat, suplimentat, rafinat, circulat și menit. Odată ce ai ajuns în această fază, poți să te gândești la a merge mai departe. Un sânge curat face și întreține un fizic în stare curată. Un Qi curat face și întreține o ființă spirituală curată. A fi prezent și atent la ce se întâmplă în corpul tău asigură un Qi curat și o dezvoltare durabilă. Meditația este o cheie durabilă și de mare folos. Așa cum vedeți, fiecare episod, fiecare învățătură din această înșiruire a celor 108 învățături ale Shaolinului vine și se așează în viața dumneavoastră, cărămidă cu cărămidă, învățătură cu cărămidă, cărămidă cu învățătură, în așa fel încât în final veți avea o construcție nouă, o minte nouă, un corp nou, o învățătură nouă, o viață nouă. Cum se zice, un nou pământ. Încheiem și vă doresc tot ce mai frumos, tot ce mai potrivit, mai bun, pentru ca dumneavoastră să puteți evolua în sănătate, în înțelepciune, spiritualitate și bucurie. Numai bine!